AJOFM Giurgiu a anunțat că în perioada 21-27 octombrie lista locurilor de muncă vacante cuprinde 161 de posturi, majoritatea pentru cei cu studii medii sau profesionale. Este vorba de foarte multe calificări, dar și de locuri de muncă pentru cei care nu au o calificare și de 40 de locuri de muncă pentru persoane cu studii superioare sau postliceale. Pentru această săptămână, în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, sunt înregistrate un număr de 161 de locuri de muncă vacante, comunicate de către angajatori. Cele mai multe locuri de muncă sunt în număr de 121, sunt pentru persoane cu calificare și cu studii sau pentru muncitori necalificați în diverse meserii. Spre exemplu, agent comercial, agent de securitate, ajutor de bucătar, muncitor necalificat. Restul de 40 de locuri de muncă sunt pentru persoane cu studii superioare sau cu studii postliceale. Lista locurilor de muncă vacante disponibile la nivelul județului Giurgiu poate fi consultată la sediul AJOFM Giurgiu din șoseaua București, bloc 202/5D, mezanin. Informații pot fi obținute și pe site-ul instituției www.giurgiu.aneofm.ro.